Revelionul solidarității nu se va mai ține în acest an. Decizia îi aparține primarului din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, care a anunțat că se va organiza o mică petrecere doar la Casa Iris. Edilul și-a motivat decizia prin faptul că persoanele nevoiașe care au participat în anii trecuți la acest eveniment s-au răzgândit și nu au mai venit la petrecere. Veste proastă pentru persoanele nevoiașe din Târgu Jiu. Marcel Romanescu a anunțat că în acest an nu se va mai face Revelionul Solidarității. De data asta se organizează doar la Casa Iris, Revelionul Solidarității, pentru că din experiența anilor trecuți, deși sunt foarte multe persoane care la început își doresc să se organizeze acest Revelion, pe ultima 100 de metri nu mai prea vin, au fost 20-30 de persoane. Și nu poți să-ți faci o estimare, așa cum am făcut întotdeauna la evenimentele trecute, să știi exact câte persoane vin și plătești o anumită sumă, ulterior îți dai seama că nu ai la cine să te adresezi. Și vom face la Casa Iris acest Revelion al Solidarității și cred că se va fi organizare cum trebuie. Revelionul Solidarității era o tradiție la Târgu Jiu, iar persoanele nevoiașe erau invitate la eveniment.